Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre procente și anume determinarea unui procent dintr-un număr dat și determinarea unui număr când se cunoaște un procent din el. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să-și cumpere o bicicletă second hand. Pentru aceasta caută pe internet și găsește două oferte care îi atrag atenția. Prima ofertă, prețul bicicletei este de 500 de lei și se poate negocia până la 80% din prețul afișat. Haideți să-l ajutăm pe Andrei să vedem cât ar costa această bicicletă. Pentru aceasta trebuie să ne aducem aminte de raportul procentual. Raportul de forma P supra 100, unde P este un număr rațional pozitiv, se numește raport procentual. Notația este P la 100, adică P supra 100. Să dăm și următorul exemplu. Spre exemplu, 15% îl putem scrie sub formă de fracție ordinară, 15 supra 100. Cum putem să aflăm un procent dintr-un număr rațional? Pentru a afla un procent pe la 100 dintr-un număr rațional pozitiv dat, se mulțește raportul P supra 100 cu numărul respectiv. Deci, P la 100 din X va fi egal cu P supra 100 înmulțit cu X. Dacă revenim la bicicleta lui Andrei, prețul bicicletei era de 500 de lei, iar Andrei o poate cumpăra cu 80% din acest preț. Deci, 80% din 500 de lei este egal cu 80 supra 100 înmulțit cu 500. Simplificăm cu 100, deci egal cu 80 ori 5, egal cu 400 de lei. Deci Andrei ar putea să-și achiziționeze această bicicletă cu 400 de lei. Un al doilea anunț găsit de Andrei pe internet este următorul. După reducere, prețul bicicletei este de 420 de lei, adică 75% din prețul inițial. Andrei se întreabă, oare care este prețul inițial al bicicletei? Care este prețul inițial al bicicletei dacă, după o reducere de 75%, ea costă 420 de lei? Notăm cu X prețul inițial al bicicletei. Și avem 75% din X egal cu 420 de lei. Putem rescrie 75 supra 100. Înmulți cu X egal cu 420. Dacă mulțim relația cu 100, obținem 75 ori X egal cu 420 ori 100. Împărțim relația la 75 și îl aflăm pe X, care este egal cu 420 ori 100 supra 75. Putem simplifica cu 25, obținem 4 la numărător, 3 la numitor, 420 împărțit la 3 este 140, deci x va fi egal cu 140 ori 4, x egal cu 560 de lei. Deci prețul inițial al bicicletei este de 560 de lei. Deci, pentru a afla
un număr rațional pozitiv când cunoaștem un procent din acesta, procedăm în felul următor. P la 100 din x egal cu y, putem să transcriem P supra 100 ori x egal cu y și trebuie să scoatem x-ul de aici, deci va fi egal cu y împărțit la P supra 100 sau x egal cu y înmulțit cu inversul acestei fracții, deci 100 supra P. Vă propunem să rezolvați și următoarea problemă. Dacă prețul bicicletei ar fi 72% din prețul inițial de 650 de lei, cât ar costa bicicleta? Vă dorim succes și vă mulțumesc pentru atenție pe data viitoare!